Stimați viticultori, ne aflăm pe alt sector de colecție, unde trec și testarea formelmerii hibride. Iacă rândul acesta, cum vedeți, a fost un mic tornado și l-a paravălit cu totul. Unde am reușit, am ridicat, dar unde aici de 2-3 ori am ridicat și totul la pământ. Să lasă roada abundentă și spălierea slabă. Deci capitolul acesta de rând, el aici trec testarea două forme hibride de amele, Ianunia și Iustinia. Încep cu Iustinia. Deci forma aceasta hibridă are, uitați-vă și culoarea. Soare, cum se vede, dacă se vede bine. De condițiile udeală puțin nu a avut. Bobița a rămas undeva la jurul 12-15 grame, dar de fapt ea ajunge la 15 până 20 de grame masa ei. Strugurile în jurul la 1 kg, în condiții date, o leacă mai puțin, dar în condiții normale, așa e. Are consistența bobiței cărnoasă suculentă, gust foarte armonios, foarte armonios, dulceață destul de mare, așa că rezistența la boli la ger tot destul de înaltă. Uitați, coarda e de maturizată complet, vârful copilețelor pare vă câteva segmente de intercalare. Poate nu scoap, dar restul tot e coaptă, tot e coaptă. Eu mă bucur, mă mândresc de ea. Deci forma hibridă Iustinia. Denumirea în cinstea mamei mele, răposate țărnăușoarei. Atât. Pe curând.